Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 februarie 2021. Ai un șef dificil? Slujiți-le cu bucurie. Efeseni, capitolul 6, versetul 7. Dacă tu crezi că șeful tău este o persoană cu care ți este greu să te înțelegi, te rog să-ți imaginezi că lucrezi pentru șeful lui David, regele Saul. Cu cât încerca David mai mult să-l ajute, cu atât mai mult se străduia Saul să-l ucidă. Ce a făcut David? De fiecare dată când șeful său era cuprins de un acces de gelozie și arunca sulița asupra lui, David se ferea și continua să-l slujească. De ce? În primul rând pentru că David știa că Dumnezeu l-a chemat să fie rege și nu exista loc mai bun pentru a se pune la punct cu tot ce trebuia să știe decât palatul lui Saul. Adevărul este că uneori putem învăța mai mult din greșeli și eșecuri decât din realizările de succes. Așa că David a stat cu capul plecat și a continuat să învețe și să crească. În al doilea rând, David a recunoscut că Saul fusese pus de Dumnezeu în funcția pe care o deținea și era datoria lui Dumnezeu și nu a lui să-l dea la o parte. Era greu? Da. Însă David a înțeles că felul în care te porți cu ceilalți atunci când sunt în necaz determină felul în care se poartă Dumnezeu cu tine atunci când ești tu în necaz. Și înainte ca să plece de pe acest pământ, David a intrat în multe necazuri și a avut nevoie de mila lui Dumnezeu extrem de mult. Apostolul Pavel scrie: slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. În loc să bombăni și să te plângi, străduie-te să excelezi la locul de muncă și roagă-te pentru bunăvoință din partea șefului. Nu uita, inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Scrie în Proverbele, capitolul 21, primul verset. Pentru că David s-a purtat cu bunătate și integritate în timp ce slujea unui șef de coșmar, Dumnezeu l-a făcut șef. Și când îl onorezi pe Dumnezeu la locul de muncă, El va face la fel și cu tine.